Aliații Rusiei ies la atac. Acuzații halucinante la adresa Occidentului. Aliații Rusiei par să trăiască într-o realitate paralelă. E drept, Statele Unite au păcatele lor, dar de aici și până la a pune toată răspunderea pentru războiul din Ucraina pe umerii administrației de la Washington e cale lungă. China, temerile Rusiei sunt întemeiate, reprezentantul Ministerului Chinez de Externe, Wang Wenbin, a vorbit despre invazia armatei ruse în Ucraina și despre sancțiunile adoptate de Occident împotriva Rusiei în termeni cel puțin părtinitori. Wenbin a subliniat că țara sa respectă suveranitatea și integritatea teritorială a tuturor statelor lumii. Totodată a îndemnat să se țină cont de contextul istoric al situației cu Ucraina. El a reamintit, de asemenea, acțiunile și declarațiile oficialilor ucraineni de rang înalt, care ar putea fi privite ca o amenințare la adresa securității populației ruse. În discursul său, reprezentantul Ministerului Chinez de Externe a remarcat că susține pacea și respectă principiile stabilite în Carta Alianței Nord-Atlantice. China condamnă impunerea de sancțiuni împotriva sistemului bancar al Federației Ruse, sancțiuni care, potrivit reprezentantului Republicii Populare Cihneze, ar fi contrare dreptului internațional. Ministerul Chinez de Externe are amintit, de asemenea, expansiunea occidentală care amenință interesele legitime ale Rusiei. Să nu uităm că blocul NATO este cel care urmează o politică de expansiune, apropiindu-se de granițele Federației Ruse, așa că temerile Rusiei sunt destul de justificate, a spus Wenbin, citat de Pravda. La rândul său, liderului suprem iranian, Ayatollah Al-Ali Khamenei, susține că ceea ce se întâmplă astăzi în Ucraina este o consecință a acțiunilor sua. Astăzi, afacerile Ucrainei sunt, de asemenea, legate de această politică a Statelor Unite. Statele Unite au adus Ucraina în acest punct, a declarat șeful spiritual al Iranului. Ali Kamenei are amintit ingerințele sua în afacerile interne ale Ucrainei, scrie Pravda. Putin pare să se bucure, de altfel, de sprijin chiar și în America Latină, unde țări precum Venezuela, Cuba și chiar Mexic sau Nicaragua au simpatie pentru orice politică antiamericană.